La intrarea în tură, polițiștii pot fi testați antidrog de colegii lor. Așa s-a întâmplat cu un polițist din Maramureș care a fost depistat pozitiv la droguri. El a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Colega mea, Teodora Suciu, urmărește subiectul. Bună seara, Teodora! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Înainte de începerea programului, conform protocolului, polițiștii sunt evaluați dacă își pot desfășura activitățile. În cazul în care sunt suspiciuni că nu ar fi apți, ei pot fi testați pentru a se depista dacă au consumat ori nu substanțe psihoactive. Așa a fost cazul polițistului de 27 de ani, care înainte de începerea programului a fost testat de colegi, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Tânărul a intrat în sistem în urmă cu 6 ani și este angajat la postul de poliție din Șoncuta Mare, la ordine publică. Șefii lui au transmis că agentul de poliție nu a fost suspendat din funcție, dar a fost începută o anchetă internă. Poliția română nu a transmis în câte cazuri a fost depistați pozitiv polițiști înainte de începerea programului ori în timpul serviciului.